Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii octombrie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, ascendentul, dar și luna în Capricorn. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat pe parcursul acestei luni, care se anunță a fi una intensă și de maximă importanță pentru noi toți. Luna a debutat cu intrarea planetei Mercur în semnul balanței în casa voastră a 10-a. Deși am trecut peste acest eveniment, energia se resimte pe deplin. Mercur este planeta gândirii și a intelectului, a comunicării, a tranzacțiilor și a comerțului. Balanța, semnul relațiilor. Relațiilor conștiente unul la unul, cu partenerul de viață, cu omul cu care suntem căsătoriți, cu ai noștri clienți, cu ai noștri parteneri de afaceri sau cu cei mai buni prieteni ai noștri. Casa 10-a vorbește despre chemarea sufletului, menirea pe pământ, cariera noastră, profesia noastră, titlul pe care îl purtăm sau titulatura noastră, faima și renumele nostru. Mercur în balanță este o energie care dorește armonie și echilibru. Pe alocuri poate fi o energie confuză. Dorește să asculte punctele de vedere ale tuturor, însă ia o hotărâre mai greu, să spunem. În casa carierei, aici s-ar putea pe parcursul acestei luni să aveți gânduri în ceea ce privește această zonă importantă din viața voastră, profesia voastră, cariera voastră, partenerii voștri de afaceri, tranzacții, comerț. Ce putem face? Despre ce este vorba? Este important acest tranzit pentru că pe 14 vom avea aici eclipsa de soare, asupra căreia voi reveni când ajungem la ea. Ulterior, pe 8, Venus, planeta iubirii și a banilor, a stimei de sine, a intrat în semnul fecioarei în casa a 9-a. Planeta iubirii se regăsește acum în semnul care reprezintă animalele de companie, care reprezintă rutina noastră de zi cu zi, care este foarte orientat pe detalii, pe rezultat și foarte meticulos. Iar casa noua vorbește despre credință, despre distanțele lungi pe care le parcurgem, despre oamenii care nu sunt de aceeași naționalitate cu noi sau despre străinătate, despre educație înaltă, despre spiritualitate, dar și despre lege. Venus este o energie magnetică, care aici vă poate aduce următoarele lucruri. Să întâlniți pe cineva cu care să începeți o relație de iubire care nu este în aceeași țară cu voi sau de aceeași naționalitate cu voi. Vă poate aduce o hotărâre și un plan bine pus la punct de relocare din țara în care locuiți. Poate fi și orașul dacă acesta se află la o distanță notabilă față de cel în care locuiți acum. Vă poate aduce ordine și disciplină la nivel mental, la nivel de credință. În ce cred? Sunt sigur de lucrurile pe care le citesc? Sunt sigur de lucrurile care au fost publicate și care îmi ajung mie în câmpul vizual? Pentru unii dintre voi poate veni aici cu idei despre achiziția unor proprietăți în afara țării. În tot cazul, Venus atrage bani. Puteți atrage bani din străinătate prin parteneriate, pentru că l-avem pe Mercur în balanță, din afara țării sau de la oameni cu care voi aveți o legătură spirituală, care nu sunt în aceeași țară cu voi. Sau pe căi legale. Pe 10-a, Pluto își reia mersul direct în Capricorn, în casa voastră întâi. Pluto este planeta transformării profunde, a morții și a renașterii, a puterii. Iar voi sunteți arhetipul maturității, al strategiei, al planului bine pus la punct, al metodologiei de lucru, al seriozității și al pragmatismului. Casa întâi vorbește despre mine. E un raport cu mine și cum sunt văzut eu de ceilalți, despre viața mea aici, pe pământ. Pluto a fost aici în retrogradare încă din martie, când posibil să vă fi adus foarte multe lucruri legate de cum vă văd ceilalți, cum vă vedeți voi, să vă fi transformat voi pe interior, la nivel sufletesc, la nivel spiritual. Să vă fi adus dorința de schimbare, de aspect fizic, de look. Poate ați ținut diete, poate ați lucrat la modul în care arătați, ați făcut mai multă mișcare. Pluto spune aici, de la negru la alb. Ia anumite lucruri din viața noastră
pe care noi credem că le merităm sau de care noi credem că avem nevoie și ne dă în schimb, de fapt, ceea ce este neapărat necesar pentru ca noi să evoluăm. Pe 12. Marte, planeta acțiunii și a pasiunii, intră în semnul scorpionului în casa a 11-a. Casa 11-a vorbește despre idealuri, despre țelul meu înalt în viață, despre grupurile sociale în care mă regăsesc, despre socializare, despre viitor. Marte în Scorpion este o energie ușor obsesivă pe alocuri care nu se oprește până ce nu își atinge scopul sau rezultatul dorit. Și este o energie foarte pasională, foarte sexuală, foarte magnetică și misterioasă deopotrivă. În acest context puteți atrage în viața voastră fel și fel de oameni puternici, misterioși, dar care să vă și susțină viitorul vostru să fie suficient de curajoși și de profunzi, astfel încât să le fiți alături sau ei să vă fie alături vouă, pentru ca voi să vă duceți la capăt planurile pe care le aveți. Puteți întâlni acum, după cum spuneam, pe cineva care să fie în străinătate, indiferent ce înseamnă asta pentru voi, cu care să începeți o frumoasă poveste de iubire care să aibă și un viitor strălucit. Cineva cu care să vă înțelegeți din toate punctele de vedere. Dacă aveți planuri, dacă aveți idei, ăsta este momentul în care puteți începe să acționați pentru a le manifesta, pentru a le aduce în realitatea voastră. Pe 14 octombrie avem luna nouă din balanță sau eclipsa de soare din casa voastră a 10-a. Luna nouă spune să încep ceva nou, să-mi trasez intenții despre cine sunt eu, care este titlul meu, numele meu. Poate aduce aici căsătorie, întrucât este o eclipsă de soare, poate avea efect de până la un an din momentul în care se produce. Și are legătură cu relațiile, parteneriat nou de afaceri. Dacă sunt antreprenor, voi vedea o creștere la nivel de număr de clienți și de prosperitate. Mă pot căsători dacă am o relație deja stabilă sau pot cunoaște pe cineva acum cu care să mă căsătoresc ulterior. O eclipsă de soare se simte ca o răscruce de drum. Este o energie foarte puternică, este un sens al predestinării aici. Pentru unii dintre voi s-ar putea să aducă separarea definitivă de cineva. Să vă schimbați numele de această dată, dar în urma unui divorț. Pentru că această eclipsă se produce în apropierea nodului sud, vine cu o încărcătură karmică, vine cu nevoia de a lăsa ceva, de a sacrifica, să spunem ceva, pentru a face loc noului. S-a resimțit acest tip de energie între anii 1998-1999, 2006-2007, 2015-2016. Acum puteți compara tiparul și puteți vedea ce anume s-a întâmplat în anii pe care i-am menționat pentru a avea un punct de reper sau un punct de referință. Eclipsele sunt bune în viața noastră și clar aduc schimbări majore. În cazul în care ceva nu a funcționat bine anterior, puteți acum corecta acele lucruri. Puteți intra în parteneriate noi. Puteți ajunge acolo unde vă doriți voi în cariera voastră, puteți face o schimbare de domeniu, puteți avea parte de o reconversie profesională sau puteți avea parte de o pensionare, de o retragere din câmpul muncii ca angajat și să vă începeți voi propria voastră afacere. Mai departe, pe 22, Mercur intră în Scorpion în casa voastră 11-a, pe 23 Soarele intră în Scorpion în casa voastră 11-a. Din nou, energia profundă a Scorpionului va ieși la suprafață în această lună pentru voi, în casa viitorului. Mercur iese din balanță unde eclipsa de soare a făcut lumină și se mută în Scorpion în casa viitorului, unde vrea profunzime, acum că a înțeles ce are de făcut, care este numele vostru, ce vreți voi de la viață și cum puteți contribui la societate. Și vă aduce aici grupuri sociale, să cunoașteți oameni noi, să vă faceți planuri noi pentru a crea o moștenire, pentru a crea ceva bun, pentru a lăsa ceva bun în urma voastră. Soarele va vitaliza toată această zonă și puteți să vă simțiți foarte magnetici și foarte hotărâți să începeți în sfârșit să acționați pentru un viitor mai bun, pentru a avea succes.
Și nu în ultimul rând, pe 28 octombrie avem parte de luna plină. De luna plină din Taur sau de eclipsa parțială de lună din casa voastră a cincea. Toată luna aceasta pentru voi are legătură așa cu idila, romanța, iubirea, dar la rang înalt, la rang evoluat, în vibrație înaltă. Casa a cincea vorbește despre copii, despre copiii noștri, despre copilul din noi, despre pasiune, despre iubire, despre bucuria vieții, despre risc, despre aventură, dar și despre ceea ce ne face cu adevărat plăcere. Taurul este semnul iubirii, al banilor și al stimei de sine, dar și al confortului. Iar o lună plină spune finalitate, încheiere sau corectăm acțiunile din ultimele 6 luni, unde poate ați avut o relație cu cineva și vă displace cum a evoluat aceasta. Aveți acum ocazia să discutați și să remediați. Fie treceți la următorul nivel alături de această persoană și acțiunea se mută în casa a șaptea, relației de lungă durată, fie aveți ocazia să o încheiați definitiv. Pentru alții dintre voi, această lună plină poate aduce încheierea perioadei de singurătate și puteți cunoaște pe cineva alături de care să simțiți iubirea aceea care ne ține de cald și omul alături de care să ne simțim în siguranță. Pentru unii dintre voi, copiii voștri finalizează un ciclu din viața lor. Pentru alții dintre voi, mai poate avea legătură cu banii, cu serviciul, cum îi câștigați și cât de multă plăcere vă face acest lucru. Eu vă doresc tuturor să aveți o lună minunată și să vedem acum ce ne spun și cărțile. Pentru Capricorn în luna octombrie. Avem purificare, casa a doua și casa a cincea. Tocmai pentru că vorbeam despre Venus, pentru că în această lună Venus este vedeta. Iar aici avem planeta Marte și planeta Pluto. Energia scorpionului, viitorul vostru începe astăzi, exact așa. Purificare la nivel de stimă de sine, de iubire, de banii mei, sentimentele mele, alături de cine sunt și în funcție de propriile mele valori pot cunoaște acum pe cineva sau pot discuta deja cu omul cu care am o idilă pentru a vedea dacă avem un drum împreună, mai mult decât atât, un viitor împreună. Este o energie în casa scorpionului de natură inteligență emoțională. Este intuiție la superlativ. Veți avea putere să o faceți. Pentru alții dintre voi, copiii, dacă aveți un conflict cu aceștia, conflictul se poate calma acum. Este o lună de bun augur pentru detoxifiere la nivel de relații și la nivel financiar. Să achitați credite mai vechi și să aveți curaj acum să vă ocupați de sufletul vostru și să faceți ceea ce vă place în această lună. Avem echinacea sau destinul, planeta Jupiter și planeta Pluto din nou. Pluto care, după cum spuneam, își reia mersul direct în Capricorn și Jupiter care este în perioada de retrogradare în casa a cincea. Pentru unii dintre voi veți cunoaște pe cineva și de această dată veți avea experiență astfel încât să nu suferiți în cazul în care lucrurile nu vor duce nicăieri sau să faceți lucrurile într-o manieră foarte elevată și foarte plină de înțelepciune încă de la început, astfel încât relația să dureze. Avem numărul 30 care reprezintă împărăteasa și nebunul. Ceva nou se naște aici pentru voi, ceva nou la nivel de iubire, la nivel de comunicare și la nivel de tranzacție. Va fi o tranzacție contractuală de natură karmică care poate fi pentru unii mai bună, pentru alții mai puțin bună, dar care ajută în esență la chemarea sufletului vostru. Este ceva peste care voi trebuie să treceți și să evoluați. Și avem lemnul de Palo Santo și gardianul. Iar aici avem nodul sud și planeta Pluto. Deci pentru voi viitorul, exact cum am spus, începe astăzi. Iar aceste lucruri înseamnă după cum urmează. Nodul sud se va întâlni cu energia eclipsei de soare din casa 10, ceva ce are legătură cu cariera și profesia voastră revine sau vine în atenția voastră în această lună și este de maximă importanță, reamintiți-vă că am menționat anii în intro.
Ceva ce s-a întâmplat atunci, de mare impact în viața voastră și de mare anvergură, va avea loc și acum. Poate nu unul la unul, dar de un impact asemănător. Iar planeta Pluto, care începe mersul direct, vă dă vouă puterea, vă face vizibili. Veți avea putere să schimbați lucruri, să schimbați ceva, până la nivel de lege, dacă vă doriți, pentru că o aveți pe Venus în casa a noua în Fecioară. Lemnul de Palo Santo ne aduce nouă energie bună. Se folosește în ritualurile șamanice, alături de salvia albă, pentru purificarea și curățarea energiei. Și avem numărul 55, casa a cincea de două ori, iubire la superlativ, ceva nou care apare aici cu eclipsa parțială de lună din Taur, ceva foarte drăgăstos și, nu în ultimul rând, foarte senzual, foarte pasional, pentru că avem și energia lui Pluto implicată aici, dar și energia scorpionului din casa 11-a. Ceva ce începe acum este sustenabil sau poate fi evident pentru că voi aveți liberul arbitru. Mai departe, avem planeta Mercur, gândirea, procesul de învățare, grupurile sociale din care facem parte și comunicarea. Exact cum am spus, poate aveți un partener care până acum, să spunem că v-a ținut ascunși, acum vă prezintă prietenilor. Intrați într-un nou grup de oameni, vă faceți noi rețele, intrați într-o comunitate care va fi de maximă importanță în viitorul ce se desfășoară în fața ochilor noștri, începând din acest moment prezent. Planeta Mercur, când va intra pentru voi în Scorpion, vă permite să vedeți dincolo de cortină, să aflați adevărul acum, să prindeți ideea intuitiv despre ce se petrece la nivel mundan, pentru că această casa 11 are legătură cu lumea în care trăim și cu viitorul nostru al tuturor, și să vă faceți un plan de susținere, un plan de atac, un plan bun pentru un viitor sigur. Mercur mai înseamnă și casa a treia. Drumul pe distanțe scurte, începeți o idilă cu cineva, începeți să vă vedeți, să comunicați, să schimbați păreri. Alții dintre voi începeți studiu într-o direcție anume. Și numărul 17, steaua, cadoul. Cadoul destinului, v-am spus, este o dorință care devine realitate sau ceva de mare, mare, mare impact, vă pune pe voi în locul potrivit. Foarte bună energie. Să vedem mai departe. Pentru Capricorn, relație, planul material, planul emoțional. Luna octombrie. Avem steaua, avem diavolul și avem pajul de monede. Diavolul aici vorbește despre viața noastră de zi cu zi, despre casa a șasea, despre casa întâi și casa a cincea. Despre o relație intensă, despre o relație cu o încărcătură sexuală la cote înalte. Steaua vorbește despre o apropiere și despre drumul pe care noi intrăm acum, care este unul stabil. Cei care sunteți singuri, puteți atrage pe cineva în viața voastră așa cum nu ați mai întâlnit, care poate părea la început că nu este ceea ce vă trebuie sau că este toxic sau că poate are ceva atașamente de ochiate sau poate care nu vă sunt vouă pe plac, însă este parte din linia voastră de destin. Cineva care poate a fost căsătorit, cineva cu o energie mai detașată, cineva mai non-conformist. Capricornul aici, pentru că diavolul are arhetipul Capricornului, vorbește și despre căsătorie și despre arhetipul patern. Deci cineva care acum poate fi tatăl copilului vostru, pentru unele dintre dumneavoastră doamnelor. Sau dacă sunteți domni, voi puteți întâlni o doamnă care, da, posibil să aibă copii, dar nu neapărat. Poate fi vorba despre a avea un copil cu cineva. Pentru cei care sunteți
Într-o relație deja. Aici este vorba despre o relație care s-ar putea să aibă atașamente, care s-ar putea să vă țină împreună doar prin pricina banilor sau să nu mai existe bucurie acolo în casă și în această lună, prin acea eclipsă de soare și prin acea eclipsă parțială de lună, să se întâmple ceva frumos la voi în familie și să renască așa cumva pasiunea, bucuria în casă. Unii dintre voi s-ar putea să descoperiți că sunteți părinți în această lună. Pentru alții dintre voi poate însemna promisiunea partenerului vostru că renunță la ceva toxic, la ceva vulnerabilități, să spunem, sau la ceva atașamente, dependențe. Pentru cei care sunteți în separare, aici voi puteți pune deoparte armele. Tot această energie magnetică poate fi cea care să producă schimbarea între voi și persoana aceasta. Se produce o apropiere aici pentru toți cei care ați reușit să depășiți energia diavolului, și anume aceea a codependenței, și v-ați înălțat în această lună prin intelectul vostru, prin conștientizarea voastră, ceva nou se naște. Voi aveți aici un puternic sens al predestinării. Diavolul este căsătoria din planul fizic, cea de zi cu zi, traiul nostru aici pe pământ. Să vedem mai departe ce înseamnă diavolul. Înseamnă cavalerul de spade. Pentru cei care sunteți singuri, puteți cunoaște pe cineva care se lansează foarte nonconforme și foarte deschis, așa, în afirmații, poate cu tentă erotică, și s-ar putea ca vouă să vă displacă. Pentru alții dintre voi, puteți cunoaște pe cineva dar care, atenție, s-ar putea să aibă ceva atașamente sau să vă sufoce așa din prima, să fie cumva foarte hotărât să vă întâlnească, să vă ia direct acasă și pe voi să vă sperie acest lucru. Pentru alții dintre voi, dacă sunteți singuri, aveți de clarificat, de pătruns în adevăr și în subconștientul vostru acolo pentru a putea încheia relația anterioară pe care ați avut-o, pentru că ați rămas prinși într-o relație anterioară și tocmai de aceea nu puteți manifesta una nouă. Este o energie impulsivă, este o energie puternică, iute, foarte iute, dar care vine cu Mercur acolo în balanță să clarifice confuzia anterioară. Pentru cei care sunteți în relații, vorbim despre ceartă, vorbim despre nevoia de a avea dreptate și de a controla lucrurile. Iar aceste lucruri au contribuit acolo la atașamente, la codependență, la a nu mă descurca fără tine, poate din punct de vedere financiar, sau la dependențe de diverse lucruri. Mai poate fi aici atașament puternic sau energie toxică, discuții și ceartă multă, poate fi până la violență, iar aceste lucruri se pot vindeca în această lună, fie pentru că luați voi o hotărâre să vă schimbați destinul, să vă purificați viața și să o încheiați, după cum spuneam, cu eclipsa de soare din casa 10-a să divorțați, fie pentru că vă luminați și găsiți o punte, găsiți un numitor comun cu partenerul vostru și lucrurile se pot îmbunătăți. Iar pentru cei care sunteți singuri, neașteptat, deodată, dintr-o dată și foarte iute, foarte repede, puteți primi niște vești de la cei de care v-ați despărțit. Însă și aici să fiți cu băgare de seamă că totul poate fi foarte impulsiv, foarte pasional, foarte sexual, foarte rapid, așa, iar ulterior să nu înțelegeți nimic din ce s-a întâmplat și tocmai asta trebuie să evitați. Această revenire misterioasă și pasională, dar care poate nu are la bază sentimente reale. Pentru cavalerul de monede avem regina de monede. Aici vorbim despre stabilitate și despre disponibilitatea oamenilor din viața voastră sau oamenilor la care vă gândiți voi să vă fie alături și să fie toți pentru unul și unul pentru toți. Adică să faceți o echipă formidabilă împreună. Pentru cei care sunteți singuri, puteți cunoaște pe cineva care în pofida imaginii de cuceritor, așa, nonconformist pe care o afișează, să fie în forul său lăuntric un om de casă, un om bun la toate, un om care are grijă de căminul său și de familia sa. Pentru cei care sunteți în relații deja stabile, aici puteți vedea o schimbare în bine a partenerului vostru care vă poate face acum o promisiune de care să se și țină și să vă bazați pe sprijinul, suportul său, dar și
pe faptul că ceea ce spune și respectă. Iar pentru cei care sunteți separați, pot veni aici vești către voi, pentru unii dintre voi, că persoana la care vă gândiți voi s-a căsătorit, iar pentru alții dintre voi că această persoană dintr-o dată vine, dar complet schimbată, nu o veți recunoaște și puteți ajunge la căsătorie sau să vă împăcați, după caz. Iar steaua are cavalerul de băte, are toată energia aceea din Scorpion și energia din casa 5-a de la eclipsa de lună, pentru că deși se produce în Taur, acolo avem casa leului, care este focos și pasional. Cavalerul de băte vorbește despre acțiune foarte rapidă. Voi în relații în această lună veți vedea foarte multă acțiune care începe de acum să se desfășoare. De acum, pentru următoarele 6-12 luni, veți vedea în această zonă importantă din viața voastră fel și fel de întâmplări. Pentru cei care sunteți singuri, veți fi curtați insistent de cineva care clar vrea să vă strângă în brațe sub clar de lună, intens și pasional. Pentru cei care sunteți în relații de lungă durată sau stabile, aici pasiunea trebuie reactivată pentru că ați picat în zona rutinei, a vieții, așa cum este ea, și s-a pierdut din bucurie, s-a pierdut din ceea ce înseamnă în esență un cuplu real. Iar pentru cei care sunteți în separare, după cum spuneam, cineva poate veni pe nepusă masă, cineva la care voi vă gândiți, dar să fie atras de energia voastră magnetică, misterioasă și sexuală, să aibă o trezire așa într-o zi, că voi sunteți o persoană bună, cum că voi doi sunteți o idee bună împreună și viitorul sună bine împreună. Știu, am spus de multe ori împreună, dar asta este ceea ce descarc aici ca informație. Ia să vedem ce înseamnă cavalerul acesta de băte. Înseamnă un altul preot. Pentru toată lumea se schimbă energia și cineva este hotărât să vină și să rămână. Am rămas fără voce, deci unii dintre voi veți fi surprinși. Știți cum? Veți rămâne așa atât de surprinși încât nu vă vor mai curge cuvintele, nu veți ști ce să spuneți. Pentru că toate aceste evenimente se vor derula foarte repede. Pentru unii dintre voi, dacă sunteți singuri, atenție că cine vă curtează s-ar putea să aibă deja o relație, însă nu este obligatoriu. Puteți fi voi cei pe care îi doresc într-o relație stabilă și vor căsătorie, adică treburi serioase. Cei care sunteți în relațiile stabile, unul dintre voi veți dori să vă eliberați cumva, însă partenerul se poate reacomoda sau partenerul vostru, dacă nu vă mergea bine, face niște promisiuni, veți vedea o schimbare în bine din partea acestuia. Dacă sunteți bine, atunci pasiunea trebuie un pic mai mult întreținută aici, iar pentru cei care sunteți separați există șanse de împăcare, de relație stabilă, iar pentru alții dintre voi clar puteți afla că persoana la care vă gândiți voi este într-o altă relație și asta este ceea ce trebuie să se întâmple pentru voi pentru a putea merge înainte acolo unde vă este drumul și omul potrivit vouă. Cea mai bună carte la nivel de relații pentru voi. Avem iubirea. Iubirea adevărată și fidelitatea. Vă veți lămuri pe parcursul acestei luni, începând cu această lună, dacă aveți dubii la nivel de fidelitate, la nivel de iubire din partea partenerilor, cei singuri cunoașteți pe cineva, exact cum am spus, care va fi în viața voastră pentru o lungă perioadă de timp. Cei care sunteți căsătoriți se pot remedia relațiile sau puteți ieși de acolo pentru că există iubire și după această relație. Iar pentru cei separați, vă pot surprinde oamenii de care v-ați separat, desigur nu pe toți dintre voi, ci pe aceia care încă mai aveți un sens și un drum spiritual de parcurs împreună. Pentru alții dintre voi este timpul să lăsați în urmă trecutul pentru că veți vedea o nouă cale, un nou drum în fața voastră care duce către iubire. La nivel de plan material, avem 10 de monede, cavalerul de spade și nebunul. Exact cum au spus și tranzitele, casa 10-a pentru voi, unde se produce eclipsa de soare, rapid vă aduce un nou început.
Va aduce abundență, este un portal al abundenței aici pentru voi, dar nu pică din cer, nu bate nimeni la ușă cu lozul câștigător, ci noi trebuie să facem niște lucruri, să ne punem ideile în practică, să ne punem mintea la contribuție, să găsim ideile, să este Mercur în balanță, care acum va cugeta poate sau care este puțin confuz, dar se va muta ulterior în Scorpion, în casa viitorului, care spune, da, se poate. Pe de altă parte, acesta este și Pluto din casa întâi, care pe 10 își rea mersul direct și care spune, ești stăpânul vieții tale, unde ți-ai dat puterea, ia-o înapoi. Dacă ți-ai dat-o instituțiilor mari, băncilor, guvernului, la nivel social, o poți lua înapoi, nu te deține nimeni, tu ești stăpânul vieții tale, tu faci viața să se întâmple pentru tine. Încheiați niște credite, alții dintre voi puteți aplica pentru niște credite, dar atenție că o faceți impulsiv, atenție la ce semnați. Alții dintre voi puteți aplica pentru o nouă poziție, un nou serviciu, pentru că îl puteți primi și este un serviciu care vă încântă, care vă face plăcere și este și bine plătit. Pentru alții dintre voi încheiați niște discuții acum de afaceri, de parteneriate, colaborări noi, aveți clienți, dintr-o dată mulți și buni care vă întorc investiția, care vă ajută la profit, la creștere, la vânzare. Iar pentru alții dintre voi puteți deveni antreprenori aici. Este Venus care vă aduce abundență. Dacă aveți chestiuni legale acum, acestea veți vedea că se finalizează sau că au un desnodământ fericit. Ce vrea cavalerul acesta de spade aici? Steaua. Vrea să vă pună pe drumul vostru. Este a doua stea, este a treia stea. Aveți de trei ori steaua în citire. Deci pentru voi se întâmplă clar niște lucruri. Marte vine cu tensiune în Scorpion. S-ar putea să vă bage în niște conflicte sau să nu vă placă niște treburi care apar, dar doar așa știe să o facă, pentru că bate din picior, el știe unde vrea să ajungă, la fel face și Pluto. Și aveți aici și Marte și Pluto și Marte și Pluto și Jupiter și Pluto. Deci peste tot există transformare. La nivel financiar puteți începe ceva nou, extraordinar de bun. Și avem patru de monede să vă elibereze pe unii dintre voi de funcția pe care o aveți pentru a crește, deci să fiți promovați, pe alții dintre voi de o karmă, pe alții dintre voi să vă puteți cumpăra o casă. Pentru că aveți unii dintre voi karmă și atașamente legate de bani, lipsa acestora vă creează panică și acum vă puteți elibera, puteți ajunge acolo unde vă doriți voi. O karmă de familie legată de bani. Și avem cavalerul de monede, vă puteți transforma de la a fi risipitor la a fi cumpătat și la a avea rezerve puse deoparte. Deci noi oportunități sunt aici pentru voi. Ceva ce v-ați dori voi de mult timp, ceva stabil, ceva care să vă ajute și în casă, să vă cumpărați și casă dacă asta vă doriți. La nivel emoțional avem regina de spade, avem patru de cupe și avem regina de cupe. Păi pentru cei singuri care sunteți curtați acum, voi refuzați și spuneți la nivel mental cu Mercur în balanță, nu, nu, mie nu-mi trebuie așa ceva. Până când, să fiți cu băgare de seamă, s-ar putea să vă îndrăgostiți de persoanele care vă dau târcoale, care voi spuneți că nu sunt ceea ce vă doriți, dar s-ar putea să cam fie. Regina de spade aici se transformă în regina de cupe. Pentru alții dintre voi, ceva poate provocări neplăceri cu sora, cu care vă puteți împăca acum dacă aveți discuții. Pentru alții dintre voi, ceva ce nu a funcționat la nivel de casa a 10-a, acolo de funcție. Veți primi o ofertă, ce vi s-a refuzat anterior, acum este deja al vostru, trebuie doar să credeți asta. La nivel medical, unora dintre voi nu vă convine un diagnostic, dar acesta poate fi schimbat sau discutat, să știți, pentru unii dintre voi. Cei care sunteți în relații de căsătorie, după cum am spus, aici certurile, discuțiile, foarte multă
ceartă și comunicarea nevoioasă, care acum se poate modifica. Puteți ajunge să vă înțelegeți, iar cei care sunteți în separare, spuneți gata, nu mai vreau, acesta este arhetipul persoanei divorțate, nu mai trebuie pentru că mă iubesc pe mine și pentru că pot avea parte de iubire în viața asta, iubire care nu ești tu. 4 de cupe, ce ne spune aici? 2 de băte. Planuri. Unii dintre voi puteți planifica să vă vedeți cu cineva sau cineva vă tot invită în oraș și voi refuzați. Pentru alții dintre voi refuzați ceva. Refuzați o ofertă sau cineva va refuza pe voi până acum și de acum începând nu o mai face. Iată. 8 de băte. Veți vorbi până la urma urmei. Porniți la un drum. Cineva care poate nu este aproape de voi, dar care în sfârșit vorbește cu voi sau în sfârșit aflați vești în legătură cu ceva care este de maxim interes pentru voi. Și regina de cupe are regele de spade. Cineva care era foarte detașat anterior sau care este ceea ce nu pare, vă dă de veste. Uite, încheiați un capitol important din viața voastră, vedeți? Voi, foarte important, scăpați de o chestie puternică, de o cauză puternică, încheiați o karmă și aveți asul de cupe aici. Aveți iubirea aici și asul de cupe aici, cadoul, steaua. Încheiați ceva, unii dintre voi vă mutați din țară sau intrați într-o legătură amoroasă, într-o idilă, într-o poveste de iubire cu cineva care fie nu este de aceeași naționalitate cu voi, fie nu este în țara sa, au legătură cu străinătatea, toată povestea asta. Iar pentru alții dintre voi sunteți puși pe linia voastră de destin. La nivel medical puteți încheia o suferință pentru că există o alternativă, există o a doua verificare. Mai mergeți odată, mai întrebați, mai verificați. Primiți niște analize, respirați, ușurați alții dintre voi. Talismanele. Avem un avion, o călătorie în aeroport. S-ar putea să se anunțe un zbor întârziat pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi, iată, plecați într-o călătorie. Și ce avem aici? Ceva ce are legătură cu o invitație pe care cineva vă face foarte fermă și cu o călătorie pe care voi o faceți să vă vedeți cu cineva. Dar este o călătorie de iubire pentru unii dintre voi sau neașteptată, vedeți? Cineva vă face o declarație din aceasta de dragoste colosală, cum doar în filme se vede sau vedeți. Aici avem o ștampilă, niște documente oficiale, primiți niște vești oficiale, niște documente oficiale. Și aici avem un caiet și semnul lui Marte, Marte în Scorpion, cineva vă cunoaște, se documentează despre voi sau voi sunteți acum în punctul în care sunteți reținuți într-o relație de iubire pentru că vă documentați. Nu prea știți cum și în ce fel, dar veți afla. Aici este o invitație, o seară la restaurant sau muzică de relaxare, muzică de dragoste în surdină și o noapte pasională. Vă faceți niște calcule și niște măsurători, calcule financiare. Alții dintre voi trebuie să fiți atenți la regim sau țineți regim acum pentru sănătate. Absolviți ceva, închideți niște, iată, cercuri karmice la care ați lucrat foarte mult timp. Da, niște calcule faceți. Calculați zilele până când sau aplicați pentru niște credite sau vă faceți niște calcule pentru viitor. Din nou casa a cincea, dar și casa a noua, Venus în Fecioară. Iată, Venus în Fecioară face niște calcule. Vă bate gândul să cumpărați o proprietate care nu este în aceeași țară cu voi, pe unii dintre voi, sau să învățați ceva. Bună, sunt anxios, mă cam tem, sunt suspicios, sunt neîncrezător. Unul dintre voi doi este așa în cazul în care vă gândiți la o persoană, tocmai pentru că are experiențe karmice anterioare în care așteptările sale au fost
diferită sau s-au dus în altă direcție față de realitatea pe care ați trăit-o. Alții dintre voi, atenție la articulații. Sau veți fi foarte hotărâți în ceea ce spuneți, dar uite, aici sunt lucruri care au legătură cu pasiunea. Acesta este un nuter cu nopți pasionale, cu energia aceea scorpionului, unde vrem, nu vrem, ajungem să ne strângem în brațe pentru Doamne, atenție la provocări, la diverse provocări medicale în această zonă. Vedeți, vă scrieți, comunicați foarte mult cu cineva pe telefon sau aici sunt niște documente, încărcați niște documente, vă faceți unii dintre voi un site, aplicați la un serviciu nou sau lucrați în contabilitate. Este un registru contabil sau taxe și impozite pe care le achitați și scăpați. Farul, veți vedea. Drumul în față, uite un parfum și această noapte pasională care poate avea loc. Aleg puterea interioară, aleg să fiu puternic sau cineva vă vede puternici pe voi și va alege pe voi. Din nou avem un sens al zilei în care termin cu toate. Asta este ziua în care termin cu toate, veți închide niște cercuri karmice, veți finaliza ceva. Chiar și curățenia în casă se poate finaliza în această lună. Aici este o călătorie, este un campus, este o locație la munte, montană, aer proaspăt sau o călătorie cu cineva. Cineva vă invită să vă vedeți și va fi foarte frumos, foarte romantic. Trompeta, judecata, pentru alții dintre voi o revenire a cuiva în viața voastră. Din nou menționez acea energie sexuală, pentru că Marte în Scorpion va face asta. Da, cineva care vă spionează pe unii dintre voi, un admirator secret pentru alții dintre voi, sau cineva la care v-ați gândit voi îndelung. Aici avem un clește, atenție la apă, la reparații, la conducte, la circuite. Avem cel de-al treilea ochi aici și oghindă. Cineva istesc, cineva iute, cineva foarte rapid, cineva vine foarte rapid, dar veți avea inteligența emoțională și intuiția să simțiți ce se întâmplă real, indiferent de ceea ce se spune. Veți fi curtați, dragii mei capricorni, în această lună sau voi veți curta pe cineva și va fi reciproc. Pentru alții dintre voi, fie aveți intoleranță la gluten, fie nu digerați bine porumbul sau siropul de porumb. Atenție la alimente, că foarte multe sunt îndulcite cu sirop de porumb. Calul, o mașină, iată, cineva vine repede. Fie vă schimbați mașina, fie veți avea o urgență. O urgență. Aici este și o ambulanță. Să fiți sănătoși, vă doresc. Poate cunoașteți pe cineva care are o urgență și nevoie de ajutorul vostru. Aici sunt două inimi și norocul, cadoul, predestinarea, șansa să cunoașteți unii dintre voi chiar iubirea vieții voastre. Nu azi, ci de când se activează eclipsa de soare pentru următorul an. Și avem inițialele VSL, GM, vă aude. Cineva vă aude sau ruga v-a fost auzită sau ruga vă este auzită. Alții dintre voi vorbiți sau aveți legătură cu cineva care are o mașină mare, opulentă poate pentru unii dintre voi, sau vă schimbați mașina dintr-una mai veche într-una mai nouă. Cei singuri veți cunoaște pe cineva. O mare iubire, mare iubire. Deci, nu. Când se repetă mesajele, nu mai insist, pentru că știu cum le văd. Ia să vedem, mai am niște inițiale. Y, O, V, B, N, M, V din nou, K și X. Unii dintre voi, v-am spus, aveți legătură cu taxe și impozite sau achitați un credit vechi sau reușiți să vă achitați dările lunare cu succes, nu vă mai îngrijorați. Fiți bucuroși că aveți de unde. Exact așa lucrează energia banilor. Alții dintre voi, atenție la dulciuri, la bomboane. Pentru alții dintre voi, se întorc niște taxe sau se recalculează ceva. Casa aceasta a leului va aduce vouă o iubire bună sau copiii voștri au nevoie de ajutorul vostru și nu vă spun. Sau voi fiind copilul,
Veți vedea, începând de acum până în luna noiembrie, o transformare în familia voastră. Alții dintre voi aveți legături cu cineva foarte stilat, foarte rafinat, de familie bună, cum spunea bunica mea. Alții dintre voi, din întâmplare, vă întâlniți cu o persoană dragă și stați așa la povești, aflați niște informații bune, vă bucură. Aici avem culoarea mov, care are legătură cu a înțelege. Veți înțelege în luna aceasta multe lucruri, multe. Veți avea acces dincolo de cortină. Aflați niște lucruri misterioase, iar alții dintre voi aruncați la gunoi. Închideți definitiv ceva. Fie că vorbim despre serviciu, despre relație, despre o ceartă, despre... Se încheie ceva important în viața voastră. Poate unii dintre voi aveți legături cu cineva care stă pe lângă ocean sau o apă mare sau pe lângă un vulcan. Alții dintre voi, atenție la stomac, atenție la fiere, cu eclipsa de lună acolo, apropierea lui Jupiter, atenție la fiere, la enterocolite sau la indigestie. Să vin așa din senin, atenție la regimul alimentar. Cheia, unii dintre voi veți găsi o cheie sau primiți o cheie, vă cumpărați o casă sau vă schimbați locuința. Fie vă mutați de la voi de acasă la partenerul vostru, fie partenerul vostru se mută de acasă, fie pur și simplu vă găsiți alt loc în chirie unde să locuiți sau o casă nouă. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!